originale în mod cât mai fidel, la diferite scări, unul la 72, unul la 35, dar nu o să mă bag mai mult în amănunte, pentru că domnul Iuliu Stăteaciu o să mă corecteze și n-ar avea. Așa că să las pe domnul Iuliu Stăteaciu, președintele AMA, să ne spună câteva cuvinte. Este cel care acum 10 ani a venit cu propunerea să expunem așa ceva la muzeu. Țin să mulțumesc acum la ediția asta jubiliară, țin în primul rând să mulțumesc conducerii muzeului, domnului Tatăl Zăstoiu, care ne-a ajutat de-a lungul timpului și, ba mai mult, ne-a încurajat. Ne-a încurajat să dezvoltăm această activitate, ne-a încurajat să ne organizăm mai bine, ceea ce am și făcut. Ne-a acordat tot sprijinul ca să putem să putem realiza asemenea expoziții. Bineînțeles, în numele colegilor modeliști în toată țara, cei care au expus aici, aducem din nou mulțumiri celor care ne găzduiesc de fiecare dată cu bunăvoință în fiecare an și fac posibile aceste expoziții. Așa cum a spus și domnul director, tot ce este expus sunt replici a unor aparate sau obiecte care au existat sau ființe care au existat în realitate. Fiecare lucrare spune o poveste. Fiecare model are o istorie, nu numai din punct de vedere a realizării ca model, ci și o istorie a modelului original pe care îl reproduce. Am încercat să acoperim toate domeniile, respectiv începând de la figurine, nave, vehicule terestre, blindate, foarte multă aviație și am mers până la partea de science fiction, partea de ficțiune, nu numai partea, ca să zicem așa zis, palpabilă, cea de Star Wars, ci și ficțiunea pură. Ce își imaginează modeliștii în timpul liber, pentru imaginație. Așa cum s-a specificat, sunt 360 de modele, sunt marea majoritate reprezentări de modele militare. Multă lume se întreabă de ce există ponderea aceasta, dar în general tehnica militară înglobează foarte mult din tehnologia tehnologia modernă, ceea ce s-a descoperit la vremea respectivă, sunt niște realizări remarcabile, deși au fost folosite cu scopuri distructive. În plus de asta, au o istorie mult mai bogată decât modelele civile. Așa că sunt un subiect mult mai tentant pentru modeliști. Fiecare model înglobează foarte, foarte multe ore de muncă. Se începe cu o documentare aprofundată, se caută modelul care se vrea a fi reprodus, se caută cât mai multe referințe, se merge până la se căuta planuri, dacă se găsesc planuri originale, poate mai mult,